Doamnelor și domnilor, sunt Ilinca Obădescu, urmăriți știrile prânzului, iată care sunt principalele subiecte. Noul premier Ludovic Orban s-a instalat la Palatul Victoria. Care sunt primele măsuri pe care le va lua? Aflați în jurnal. Artistul Leo Iorga este înmormântat astăzi la cimitirul Belu din capitală. Vedetele au strălucit aseară la un eveniment monden. De unde s-au inspirat? Aflați la știri. Șocant, tulbură și impresionează din nou România. O adolescentă de 16 ani a fost violată într-un ritual satanic. Faptele teribile s-au petrecut într-o clădire abandonată din Giurgiu. Potrivit unui comunicat al DIICOT, un tânăr de 25 de ani, presupus autor, a batjocorit-o pe fată, iar faptele ar fi fost filmate de alți doi băieți de 15 și 16 ani. Apoi imaginile au fost postate pe internet. Suspectul a fost arestat preventiv în timp ce se afla pe aeroportul Henri Coandă. Este acuzat de viol și pornografie infantilă. Ludovic Orban și-a intrat dis de dimineață în atribuțiile de prim-ministru, însoțit de vicepremierul Raluca Turcan. Acesta a ajuns la Palatul Victoria, unde va pregăti alături de noua sa echipă prima ședință de guvern. La Palatul Victoria se află și colega mea, Andreea Gurban, care vine cu mai multe detalii. Bună, Andreea, care sunt prioritățile pe ordinea de zi? Bună ziua, Ilinca, bun găsit, doamnelor și domnilor. Primul guvern liberal, după perioada interbelică, își începe activitatea chiar astăzi, la ora 8:39. Premierul Ludovic Orban și vicepremierul Raluca Turcan au ajuns aici, la Palatul Victoria, unde ne aflăm și noi, pentru a pregăti ședința de guvern, care, potrivit surselor apropiate, va începe astăzi, puțin după ora 18. Știm deja că principalul obiectiv va fi adoptarea unei ordonanțe de urgență privind restructurarea executivului. Știm deja că s-au comasat unele ministere și astfel s-a ajuns la numărul de 16 cabinete. Un alt obiectiv va fi numirea unui comisar european. Deja știm că favoriți în acest sens sunt Adina Vălean și Siegfried Mureșan. De asemenea, va trebui să mai numească și procurorii șef de la DNA, DIICOT și Parchetul General și să facă rectificarea bugetară pentru anul 2020 cu o țintă de 3% deficit. Însă aici rămâne un mare semn de întrebare, având în vedere că deja PSD a împărțit pomeni fiscale pe ultima sută de metri baronilor locali. Ce mai știm este că și președintele Klaus Iohannis va fi prezent astăzi la ședința de guvern. Chiar aseară, la ședința informală, Orban spunea că președintele Klaus Iohannis va fi prezent și astăzi și, citez, ori de câte ori va fi nevoie. O zi încărcată și astăzi, ca ieri de altfel, însă mai multe detalii despre cum a decurs ședința plenului reunit al celor două camere, Camera Deputaților și Senat, aflați chiar în materialul următor. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. După ceremonia depunerii jurământului de către guvernul Ludovic Orban, care a avut loc aseară la Palatul Cotroceni, președintele Klaus Iohannis i-a îndemnat pe noi miniștri să treacă urgent la treabă și a transmis că se teme de ce vor găsi în instituții. Veți avea un mandat relativ scurt, dar pot să spun deja din această seară că mă aștept de la acest nou guvern să rezolve câteva probleme foarte urgente. Domnule președinte, începând de astăzi, aveți un partener în Guvernul României. Noul executiv a avut apoi prima ședință, una informală, la Palatul Victoria. La aceasta a participat și președintele Klaus Iohannis. Ieri, în plenul reunit al Parlamentului, socialdemocrații au decis să nu participe la votul de investitură, sperând că guvernul liberal nu va trece. Din totalul de 465 de parlamentari au fost prezenți 240 de senatori și deputați, toți votând pentru. Așa că guvernul Orban a trecut și cu ajutorul la câtorva voturi din tabăra PSD, dar și de la câțiva aleși ai pro-România, iar Viorica Dăncilă a trebuit să plece. Este ziua cea mai tristă pentru familia, prietenii și admiratorii artistului Leo Iorga. Cântărețul este condus astăzi pe ultimul drum. Înmormântarea are loc la cimitirul Belu din capitală. Cine a venit să și-a rămas bun de la vedetă, aflăm de la colega mea, Alexandra Marin. Alexandra, te ascultăm.
Ilinca, în această dimineață la cimitirul Belu au venit foarte mulți oameni. Primii care au ajuns au fost fiii lui Leo Iorga, soția acestuia care a stat alături de el neîncetat, fratele lui Leo Iorga, colegii de breazlă, fani, dar și colegii de trupă, bineînțeles, pe care îi am alături de mine în aceste momente. Condoleanțe în primul rând. Să fie țară nouă ușoară. Vreau să vă întreb cum se simte acum trupa Compact fără Leo Iorga. Da, ne gândim ce vom face mai departe fără Leo, nu știu. Avem un gol în suflet, vocea lui ne va lipsi pentru totdeauna, dar rămâne imortalizată pe piesele care le știți și le știm cu toții. Sper să remontăm totul în cel mai scurt timp și să revenim la normal. Când l-ați văzut ultima dată pe Leo Iorga? Ultima dată pe Leo Iorga l-am văzut la Arenele Romane, la concertul nostru pe care l-am avut, în memoria lui Teo. Și am ținut neapărat să vină și Leo pe scenă, a fost acolo cu noi, am cântat toți împreună. Mă voi întoarce toți din formație cu el. A fost și Dan Bidman, a fost și Mihai de la Bere Gratis. Ne bucurăm din suflet că a venit pe scenă și am cântat toți împreună pentru ultima dată o melodie celebră a formației noastre. Ne spuneți o amintire care vă leagă puternic de Leo Iorga, vă rog? Foarte mult de amintiri mă leagă de Leo, mai ales când am fost prieteni de mici din copilărie. E o mare pierdere pentru noi. Mă doare sufletul, sincer. Dar gașca și formația tot se meargă mai departe. Dumneavoastră, pe dumneavoastră am să vă rog să mi-l descrieți puțin pe Leo Iorga. În câteva cuvinte. Da, Leo a fost un om destul de normal, fără lucruri pe care să le facă să iasă în decol cumva, sau a fost un tip care, cu care ai avut ce să vorbești. Am colaborat foarte bine profesional, m-a dus melodiile pe care noi le-am făcut acolo unde le era locul, datorită vocii și datorită seriozității cu care a privit chestia asta cu muzica. Este nașul de cununia lui Leo, să știi. Pe final, da. Aș vrea să vă întreb dacă a rămas ceva ce nu i-ați transmis lui Leo Iorga și ați vrea să o faceți acum. Drum lin către stele și s-a dus într-un loc mai bun. Altceva, ce să mai zic. Vă mulțumesc frumos tuturor. Acum am să vă rog să ne reamintim câteva dintre piesele cu care vom rămâne după Leo Iorga. După ani și ani, sigur voi veni. După ani și ani, vom fi împreună din nou. Nu pot să cred că nu mai vii, a fost o joacă de copii. O clipă șterge tot ce-ai scris o viață. Acum e greu să mai cred că tot ce s-a întâmplat mai poate fi măcar odată, mai poate fi adevărat. În clipa în care am să plec, ce rost ar mai avea prin față din nou să-ți trec. Nimic nu s-a. Cea mai plăcută educație se face în joacă. La o școală din capitală, mai mulți profesori străini demonstrează zi de zi că orele pot fi și amuzante. Metodele lor de predare sunt occidentale, iar la cursuri se râde mult. Elevii sunt cei mai câștigați, vin la școală cu drag și acumulează informații fără să simtă presiunea clasică din școli. So you guys are going to go out of the room and we're going to do a little bit of theater, but when I'm going to come and get you in a minute and give you some more instructions. În mijlocul orei de limba engleză, profesorul Ed a găsit o metodă inedită prin care să învețe pe cei mici gramatica limbii engleze. Ne-a pus să zicem acțiuni, să reținem acțiuni când intrăm, să le spunem în engleză cu verbele potrivite și... Și erau verbe la trecut? Da. Deci așa ai învățat trecutul în limba engleză? Da.
Ed este originar din Anglia și și-a petrecut aproape două decenii la catedră prin întreaga Europa. De un an s-a stabilit la București, unde și-a propus să readucă zâmbetele la ore. A văzut că sistemul educațional din țara noastră este mai rigid, dar recunoaște că are și beneficii. Metoda lui Ed este folosită și de alți profesori străini din școală. Jack, spre exemplu, este foarte bucuros când poate să strecoare termeni noi și să le dezvolte vocabularul fără să pară că le predă ceva. So, you ready? First things first. I don't want it landscape, I want it. Rețeta de predare a Andrei este și mai motivantă. Tânăra, româncă la origini, dar școlită la prestigioasa universitate UCLA din Statele Unite, a lăsat tărâmul făgăduinței pentru plaiurile mioritice. La ora ei, copiii învață despre limba engleză cu ajutorul unui joc foarte popular în state. When it's your turn, you can pick. You can say, I want present simple for $200, okay? And then you'll get to see this question. You'll come up to answer it. If you answer it correctly, your team gets the money. În America, de exemplu, mi se pare că școala te ajută mult mai mult cu lucruri practice, să poți să te descurci oriunde, adică nu se pune accent pe a memora informație doar ca să o dăm înapoi. Metodele lor fac diferența și ajută pe elevi să-și dezvolte gândirea, dar și inteligența emoțională. Educația multiculturală este o necesitate a societății contemporane, iar cadrele didactice internaționale sunt un plus valoare. Ele vin cu o energie foarte bună, vin cu un bagaj bogat de informații. Copiii sunt foarte încântați să lucreze cu profesori internaționali. Mai multă informație aplicată și mai puțină teorie. Acesta pare să fie secretul pentru ca micii curioși de astăzi să devină profesioniștii de mâine. Sunt tot mai mulți angajați care renunță la locul de muncă pentru a-și începe propria afacere. Este și exemplul unui inginer din Oradea care a trecut de la postul de director de firmă la patron al unui atelier de broderie. Claudiu Tot a avut curajul să ia viața de la capăt. După ce a lucrat două decenii ca inginer constructor, iar la ultimul loc de muncă a fost director regional al unei firme producătoare de beton, bărbatul și-a deschis un atelier de brodat haine și obiecte. Fără experiență în domeniul acesta, dar experiență în vânzări și în producție, și oarecum se combină încet, încet. Eu sunt inginer de profesie și am trecut la partea artistică. Selectăm inițial modelul. Da? Vom face un tricou special cu canarder. În introducere îl vom vedea pe ecranul mașinii. Afacerea a pornit-o cu banii obținuți prin programul Startup Plus, 150.000 de lei, sumă pe care a folosit-o în achiziționarea utilajelor de ultimă generație și a unui software cu ajutorul căruia creează modele. Putem folosi ață ignifugă, putem folosi ață metalică, putem folosi ață fosforescentă, depinde de solicitările clienților. De personalizat cu canal D. Mulțumim foarte mult. Să vă placă. E foarte frumos. Afacerea se axează în principal pe turismul local, iar cele mai vândute sunt tricourile brodate cu simbolurile orașului Oradea. Costul unui astfel de obiect vestimentar brodat este de 35 de lei. Antreprenorul speră ca până la finalul acestui an să aibă o cifră de afaceri de 50.000 de lei. La evenimentele mondene, ținutele vedetelor se transformă în adevărate parade de modă. Ținutele decoltate cu dantele și pene sau costumele inedite sunt extrem de actuale. Priviți cum s-au jucat cu imaginația privitorilor persoanele publice. Rona Hartner a strălucit și la propriu și la figurat. La un eveniment monden desfășurat aseară în capitală, artista a purtat o rochie din piele cu aplicații strălucitoare și imprimeuri florale. O combinație rock, dar extrem de romantică. Decolteuri amețitoare, rochii transparente și costume masculine cu note de senzualitate. Toate aceste ținute au atras ca un magnet privirile. Dana Săvuică a venit cu un costum special, cu partea din față îmbrăcată și spatele gol, prins în bretele de piele subțiri. Antonia a creat această ținută. Îți place? Sacoul? Pentru mine, ca să fiu așa un fel de manechin în creațiile ei. Adina Buzatu nu a etalat nici pene, nici paiete, dar a stârnit interesul cu o bluză care lăsa să se vadă frumos decolteul și bustul ferm. O ținută cool și extrem de tinerească, ce se încadrează perfect în zona ei de confort. Mi-am luat așa ceva cool, uite, un pic sexy, uite, cu vedere la hub, știi, așa mai
altfel, dar e o ținută simplă. Nu obișnuiesc la evenimente de seară de genul acesta să mă îmbrac foarte pompos. Simona Pătruleasa a venit îmbrăcată într-o salopetă elegantă, neagră cu paiete, accesorizată cu nasturi și cordon din catifea tot negre. După cum bine știm, mă îmbrac în salopete, îmi plac foarte mult că sunt foarte comode și este o creație a Antoniei. Sandrei Izbașa îi plac ținutele actuale, dar cu o tușă provocatoare. De această dată a ales o fustă cu fermoar pe o parte deschis până după genunchi. Sunt anumite dress code-uri care nu există și atunci le reinterpretez în așa fel încât să mă simt eu bine. Pe lângă decolteuri amețitoare, vedetele au etalat haine transparente combinate cu piese din jeans. Am niște jeans și o pereche de botine și o maletă. Cam despre asta e vorba în ținuta mea astăzi. Îmi place foarte mult să folosesc mixturi și asimilări de materiale între soft și hard, gen piele cu paiete, cu dantelă, și de aceea spun, încerc să nu respect un trend. Fericirea, liniștea, dar și relaxarea vin din lucruri mărunte. Asta reiese dintr-un studiu al americanilor care au concluzionat că plantele ne pot induce toate aceste stări pozitive. Fie că avem flori acasă sau la birou, acestea pot să ne sporească și creativitatea. Potrivit unui studiu efectuat de specialiștii de la Washington State University, prezența plantelor în încăperile în care ne aflăm reduce starea de oboseală, de stres și contribuie la combaterea unor probleme de sănătate, ca gâtul uscat, durerile de cap sau pielea uscată. Aceste lucruri sunt confirmate și de specialiștii din florării, unde mereu mediul este unul relaxant. De exemplu, aceasta este Sansveria, se mai numește limba soacrei în termeni populari. Ea ajută, purifică aerul și, bineînțeles, aduce o stare de calm. Nu doar acasă este recomandat să avem flori, ci și la serviciu. Același studiu al americanilor a arătat că angajații pot fi mai puțin stresați și mai eficienți la locul de muncă dacă au pe masă cel puțin o floare. Gardenia, pe lângă faptul că are niște flori care miroase foarte frumos, ele ne ajută să fim foarte creativi la birou, ne dau o stare de bine. De asemenea, plantele cu multe frunze reduc nivelul de praf din încăpere cu până la 20%. Pentru casă, floriștii recomandă și plantele decorative. În dormitor, florile de culoare roz sunt cele care aduc o stare de bine și armonie în familie. Orhideea este din nou folosită, este și un simbol al fertilității. Și localurile au început să folosească din ce în ce mai multe plante în decorarea spațiilor. Acest lucru îi ajută nu doar pe angajați, ci și pe clienți care se simt, indiferent de sezon, în natură. Tot cu acest perete, care este cea mai însemnată pată de culoare din local, în total toate plantele pe care le avem emit atât oxigen cât emite un copac. Domeniul s-a extins atât de mult încât există și specialiști în plante care pot face recomandări atunci când ne decorăm încăperile cu flori. Sistemul imunitar este mai vulnerabil în sezonul rece. De la o săptămână la alta crește numărul pacienților care vin la cabinetele medicilor de familie. Iată ce recomandări au doctorii pentru a ține neplăcutele răceli departe de organismul nostru. Cabinetele medicilor de familie sunt de la o zi la alta tot mai aglomerate. Schimbările bruște de vreme, de la cald la rece și din nou la cald, au sensibilizat unele organisme. Întotdeauna sezonul rece vine și cu mai multe infecții de căi respiratorii superioare. Ne ferim parțial, pentru că dacă lucrăm în colectivitate, este complicat. Dar dacă organismul are o imunitate bună, dacă se mănâncă multe fructe și legume, dacă și salate și dacă suntem vaccinați, deja lucrurile sunt mai bune. Un adult poate avea între 2 și 4 episoade de răceală în decursul unui an. Nu este recomandat, pentru că răceala odată declanșată poate modifica investigațiile și ne pot da, eu știu, niște informații false. Nu, e vorba numai de investigațiile care se fac uzual, nu în perioade de boli acute. Analizele se recomandă funcție de pacient. Sigur că ne referim la analizele de sânge uzuale, care pun în evidență, eu știu, numărul de hematii, de leucocite, probele hepatice, probele care se referă la dislipidemii, adică se referă la grăsimile din sânge, și funcția rinichiului și potasiu, magneziu. Cum putem să ne ferim de neplăcutele viroze? Pentru sezonul rece recomandăm numai un stil de viață adecvat, cum
îmbrăcăminte adecvată, aerisirea bună a camerelor și, bineînțeles, vaccinarea antigripală. Preferați să luați pastile acasă, să vă tratați sau să veniți la un medic? În principiu vin la medic întâi, apoi mai umblăm și la Leacuri Băbești. Potrivit specialiștilor, 3/4 dintre români iau pastile fără să fie apelat la sfatul vreunui medic. Tot noi suntem campioni în ceea ce privește administrarea vitaminelor. Iar, potrivit studiilor, românii iau de 2 ori mai multe pastile față de vecinii noștri din Europa. Mai întâi o pasire, dacă văd că nu-mi trece, vin la medic, da. Doctorii trag un semnal de alarmă. Dacă o simplă răceală persistă mai mult de 3 zile, cel mai bine este să mergeți la medicul de familie. În funcție de istoricul dumneavoastră medical, vă va recomanda tratamentul adecvat. Analizele uzuale din pachetul de bază sunt acoperite de Casa Națională de Asigurări, chiar dacă fondurile laboratoarelor se epuizează de obicei în primele zile din lună. Să reușești să ajungi șef bucătar a devenit un motiv de mândrie și în țara noastră. Tinerii sunt din ce în ce mai atrași de această meserie, iar în timp ce unii au plătit prețul și au cunoscut succesul, alții se pregătesc în școlile de bucătari, care sunt din ce în ce mai multe pe piață. Aici v-am pregătit un ton în stil asiatic, Asian tuna. Avem un ton ahi în crustă de susan, avem segmenți de portocală, avem o ridiche murată în oțet cu zahăr anason peperoncini pentru puțină iuțeală, după care avem și pentru crunchy niște chipsuri de morcov. Roxana Blenche are doar 26 de ani și este head chef într-unul dintre restaurantele de top din capitală. În numai 5 ani a ajuns să conducă o întreagă echipă de bucătari, însă drumul până aici nu a fost simplu, mai ales că bucătăria fine dining este specialitatea ei. Într-un preparant de fine dining este foarte important să avem cât mai multe elemente și să le folosim într-o ambianță și într-un gust cât mai plăcut. Chiar și acum, după ani de experiență, Roxana învață continuu ca să aducă în farfuriile clienților preparate ridicate la rang de artă. Am avut niște etape destul de dificile. Este greu cu bărbații, este greu din cauza că ești în lumea lor, ești în mediul lor și trebuie să răzvești, ceea ce de multe ori trebuie să fii ca și ei. Eu zic că în bucătărie, ca femeie bucătar, trebuie să fii un fel de femeie cu o gândire de bărbat, ca să ajungi departe, să te impui în fața lor. Ca Roxana visează să ajungă și Costi, care este elevul unei școli de bucătari în prezent. Deși părinții nu au crezut în drumul pe care vrea să-l urmeze, el își dorește să aducă bucătăria românească la un alt nivel. Consider că trebuie să practic acest curs și toți bucătarii ar trebui să fie interesați de noile tendințe, de noile tehnici, pentru a putea să îmbunătățim bucătăria românească. Nu sunt adeptul, în primul rând, a cursurilor ieftine. Sincer, din păcate, asta cred că este o cutumă a legislației în momentul de față, că pot exista și școli de 750 de lei. Surprinzător, poți să-ți iei o diplomă de ucenic sau bucătar cu 700-800 de lei. La școală, șefii le insuflă studenților o parte din mentalitatea lor și încearcă să-i pregătească pentru a oferi experiențe culinare inedite viitorii lor clienți. Un șef bun, bine pregătit, îți iese în față, îți vorbește, îți explică lucruri, chiar îți face alegerile culinare în locul tău. Asta înseamnă experiență. La sfârșitul cursurilor, studenții primesc o diplomă recunoscută de un celebru institut culinar care le va oferi o deschidere mai mare în bucătăriile din țară, dar și în cele europene. Pentru un astfel de curs, trebuie să scoateți din buzunar aproximativ 6.000 de lei. Un tir cu 8 morți într-o remorcă frigorifică pe autostrada A1 între Timișoara și Arad. A fost anunțul care a pus pe jar aseară autoritățile din județul Timiș. Mai multe echipaje de salvatori au pornit în căutarea acelui camion, însă până la urmă apelul s-a dovedit a fi unul fals. Alarma s-a dat aseară în județul Timiș după ce un bărbat a anunțat printr-un apel la 112 că pe autostrada A1 între Timișoara și Arad se află un tir încărcat cu 8 persoane decedate înghețate. Cum convorbirea s-a întrerupt brusc, dispecerul a încercat să sune înapoi, însă telefonul era închis. Mai multe echipaje de la ambulanță, pompieri și poliție au pornit în căutarea tirului. Pe autostrada A1, după Giarmata, direcție de mers spre Arad, ar fi 7-8 persoane congelate într-un tir. Spre locul solicitării ne-am îndreptat 3 ambulanțe, o ambulanță de tip SMURD C1, o ambulanță de prim ajutor și o ambulanță de tip C2. Au mai fost 2 mașini de descarcerare,
plus echipajele de poliție care au căutat victimele și nu au găsit pe nimeni. Din fericire, nu a fost nevoie de ajutorul nostru. Apelul a fost imediat localizat pe GPS, iar oamenii legii au început căutările prin ferme, case părăsite și zona împădurită din apropierea autostrăzii. Alo! Alo! E gol? Uite ce curajoasă e zona acelui chef. Semnalul telefonului de pe care a fost efectuat apelul a arătat faptul că acesta se află în zona localității Pișchia. Mai multe echipaje de poliție îl caută pe cel care se presupune că ar fi făcut apelul fals. Vorbim de un bărbat care se pare că se afla în stare de ebrietate în momentul în care a sunat la 112. După ore bune de căutări, oamenii legii au descoperit faptul că apelul este unul fals. Acesta a fost efectuat de pe un abonament al cărui proprietar este un bărbat de 45 de ani, fost recidivist, condamnat în trecut pentru furt. În fața anchetatorilor, individul a susținut că el nu ar mai folosi acel abonament și că de 6 luni îl ar fi dat unui amic despre care nu mai știe nimic. Polițiștii nu au reușit să dea de urma apelantului. Din primele verificări s-a constatat faptul că apelul nu se confirmă, se efectuează în continuare cercetări, urmând ca la finalizarea acestora să se ia măsurile legale ce se impun. Dacă bărbatul care a sunat la 112 și a indus autoritățile în eroare va fi găsit, acesta riscă amendă contravențională între 1500 și 5000 de lei. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Cele mai importante informații ale zilei le găsiți pe site-ul nostru știrilecanalde.ro, acolo unde aflați ce se întâmplă cu mama băiețelului dispărut la Pecineaga, dar și cum putea să-i fie fatală joaca unui elev din capitală. Tot pe site aflați și ce moștenire a lăsat după moarte Sorin Frunză Verde. Dacă aveți o știre pentru noi, așteptăm imaginile, pozele și informațiile pe numărul de WhatsApp 0753 123 133. Sau ne puteți trimite un e-mail la adresa info@canalde.ro. Și nu uitați, de la ora 15 începe o nouă ediție Teo Show. Sunt Ilinca Obădescu, vă mulțumesc pentru atenție, o zi frumoasă vă doresc!